Acesta este cel mai horror joc de pe Roblox. După cum puteți vedea, nu știu ce este această creatură, dar da, haide să vă arătăm prima oară cum se face. Băi, tarusele, astăzi ne voi juca cel mai șmecher joc de pe Roblox, adică nu știu dacă e cel mai șmecher, dar să da cel mai horror, din câte pot să-mi aduc eu aminte din ce am văzut. Da, uitați-vă la tarusele, mă, ce faci, mă, ce ți-ai pus pe cap? Cutie! Ok, și-a pus tarusele o cutie. Și tu m-am pus de pălărie. Ok, tarusel, ideea e că nu pot să înțeleg ce se întâmplă aici, tu vezi ce se întâmplă? Păi, negru, Rafael, e închis, lumina. Frică. Bă, dar să le ideea e că uite, right mouse button, ok, deci dăm tu us UV, UV. Păi da, și dăm pe UV și ce vedem? Că nu văd nimic, ok, am luat ceva de pe jos pe aici, trebuie să dăm check la prima ușă. Bă, cine e ăsta? Darsel? Bă, ce ăsta? Hai noroc. Vine mai aici. Bă, ce e ăsta? Ce mâncare ta, mă? Doamne, dar să Rafale. Mă, dar să le gata. Hai să vedem, deși atent, dar să le. Avem aici niște chestii pe jos pe care trebuie să le luăm. Nu știu care e fața cu ele, dar în fine. În același timp, chestiile astea, dar nu știu, dar să le, nu știu, nu cred că a, trebuie să ai lanterna prima oară și după apei UV. Fii atent, deci trebuie să deschid ușa, dar să le vină repede la ușă. Bă, de ce? Acesta este cel mai horror joc de pe Roblox. Suntem atât de, dar să uitați-vă. Uitați-vă cum arată și nu înțeleg absolut deloc care e faza cu acest joc, pe bune. Hai să intrăm. Încercăm? E închis ușa. Închisă. Trebuie să vorbim cu Benjamin. Dacă e închisă ușa, pe și unde e Benjamin? Care fa... Jerry Games are used to light up the altar. Mă, cu cine trebuie să vorbim? Mă, unde ce trebuie să facem? Mă, dar înțeleg, sunt multe chestii pe aici. Mă, dar tu unde ești, mă, omule? Vii și tu după mine. Basement stairs. Unde e basementul? Basementul aici jos, dar înțeleg. Ce intrare ești, mă, tu? Ce asta? Ok, e un perete aici ciudat. Ești în casă? Find sense, el lor de chicken. Ah, ok, bun, deci trebuie să ne să luăm, mă. Bă, dar să le fină. Bă, stai tu, mă? Nu e Benjamin. Ok, ciudat Benjamin ăsta, sincer, foarte, foarte ciudat Benjamin acesta. E bine, hai să luăm și noi asta de pe jos și să vedem. Mă, dar tu, eu nu înțeleg unde ești tu, Darsele, adică, fiilă, doamne, ai tău la casă, unde ai tău, unde ai rămas, ai rămas acolo cu ăla. Dar nu, uite, acum intru, knock, knock. Ok, mă, și ce trebuie să fac, mă, acum cu ăsta, dau drum la seeduri, ok, și este ăsta afară. Bun, bă, Benjamin, și mănâncă și, și acum am luat găina, ok, throw the chicken at the wall, ok, o arunc aici, bun, și ce se întâmplă? Bă, ce? Ia. Am dat cu bă, doamne, și am deschis aici o ușă și trebuie să locate and unlock basement chicken cage. Mă, ce, doamne, bă, dar tu unde ești, mă? Așa, gata, în sfârșit, Darusele, ce tot ai făcut, ce ai păzit? Că nu te înțeleg. Darusele, vorbești, mă, cu mine sau nu vorbești? Nu sunt rău, Rafale. Hai, mă, că ești prost, Darusele, hai, mă, nu, cu realul tău. Hai, o dată să facem asta, că n-ai făcut nimic până acum. Ce aici? Ok. Poți să mă lași și în jos? Ok, dar să le taci. Deci, fii atent, unlock basement door. Locate and unlock basement chicken cage. Ok, un chicken... Asta mi-e frigă! Trebuie să găsim un chicken cage, dar să le... Hai, mă, omule, odată, să vedem care e faza cu ăsta, că eu chiar nu vreau să... Da, ok, am găsit o hartă aici. Cage, fii atent, aici e ușa și cage-ul e undeva pe sus. Ce ușă? You are here. Unde suntem noi, mă? Aici și trebuie să fii atent. Facem... Dai puțin, ieși afară și faci stânga și te duci tot așa și în dreapta și toate astea. Deci când ieși afară... afară și fac stânga. Da, vină după mine. Bă, pleacă repede, că poate să facă ceva. Pleacă. Ok, bun. Și pe aici? Bun, aici e cage-ul. Aici trebuie să fie cage-ul. Aici trebuie să fie cage-ul. Unde e? Unde e? Unde e? Aici, uite. Gata. Ia. Nu, nici, nici, nu, nu. Unde e cheia? Pe unde e cheia? Bă, ce, doamne, iartă-mă cu jocul ăsta, mă, fraților. Mamă, mi se pare ciudat rău. Ce e cu 6 noiembrie, dar însele, ce vrei tu să găsești să insinuezi pe aici, dar însele, că nu te înțeleg. Băi, ideea asta în felul următor, sper că n-a mers foarte mult în lag, pentru că mi se părea că mergea în lag, am încercat să fac ceva acum, sperăm că acum să fie totul bine, dar noi ce trebuie să găsim, deci am găsit la locate and unlock basement chicken cage, ok, noi cred că trebuie să găsim o cheie, care este asta de aici, gata, am găsit o cheie, dar însele, vină repede după mine și acum ne arată, practic, localizarea acestui cage, cum se numește, că nici nu mai știu cum se mai numește, închisoarea asta, practic, de la ăștia. Și atent, trebuie să sacrifice în altar outside. Adică, mă, păi s-a dus să se aloc basement door. Păi și care e ușa de la... Gen, ce trebuie să deschizi? Eu nu înțeleg, Darusel. Darusel, vorbești și cu mine? Darusel, de ce nu vorbești cu mine? De ce nu vorbești? N-a dat oamenii like, mă, de-aia nu vrei să vorbești cu noi, Darusele? Darusel, au dat, Doamne, eu nu pot să mă înțeleg cu nimeni, mă, fraților. Eu nu înțeleg ce fac aici, de ce... Mai bine veneam singur, mă, că era același lucru. Adică, practic, mă, enervează mai rău dacă sunt cu Darusel aici. Bun, aloc basement door, sacrifice chickens in altar outside. Păi și ce trebuie să facem în prima oară? Să sacrificăm? Sau ce trebuie să facem? Mă, ce... Păi ce găsești acolo, Darusel? Stai puțin că vorbesc cu Benjamin. You let the chickens escape? Nu le-am lăsat. Hey, fam, fain. Dar să trebuie să găsim găinile. Fii atent, găinile sunt undeva pe afară. Noi acum trebuie să le găsim. Asta e tot ce trebuie să facem. Dar vorbești cu mine.
mine, omule. Pare să pare ireal. Mă, ce e așa prost ăsta? Mă lasă singur, incredibil. Așa ceva în continuu îmi face treaba asta, mă. Am o tactică pentru găinile astea. Fiți atenți, vreau să iau seed-ul de pe jos și să-l dau să-l arunc și poate o să vină cineva. Vine cineva, nu vine nimeni. Bă, oameni buni, se pare că n-am cu cine să mă înțeleg. Adică vin cu darul și-l dat pe propriu rămân. Adică nu știu ce face ăsta, dar haideți că trebuie să găsesc, nu o să vreau să stau să citesc asta, sincer, chiar nu vreau să-mi bag capul, doar trebuie să găsesc niște găini. Nu știu unde s-au dus găinile. Probabil trebuie să dau drumul la ușa aia sau nu știu care e faza, ori fie ele pe afară, n-apar, n-am, nu înțeleg unde sunt. Trebuie să le sacrificăm practic în altar. Care e în ăsta? Ăsta e altarul sau care e faza? Chiar asta nu pot să înțeleg și nici n-am ajutor, pentru că Darzel nu înțeleg ce tot face, dar nu vrea să vorbească cu noi. El se crede foarte amuzant, adică na, până la urmă, da, e Darzel, se crede foarte amuzant făcând treburile astea, dar nu înțeleg ce face Benjaminul ăsta. Nu înțeleg găinile pe care... Unde sunt găinile? Ce trebuie să găsesc, bă, fraților? Eu nu înțeleg absolut nimic. Bun, deci mă duc aici jos. Hai să intrăm aici. Poate găsesc găinile. Știu că parcă intraseră ele pe undeva pe aici, dar cred că trebuie să deschid ușa în primul rând. Și asta e chestia. Dar am văzut că luase Darzel la ușă. Ok, ceva, dar nu știu unde ce. Doamne, iar tu m-a făcut cu cheia aia. Bun. Deci ce pe aici? Nu observ absolut nimic. Bă, Darzel, eu nu înțeleg ce faci tu. Ok, nu vrei să vorbești cu noi, Darzel. Te văd aici. Bun. Dar, oh, ce asta? Weird, da. Darzel, ideea e că am nevoie de cheie. Știu că ai luat o cheie, Darzel. Cred că trebuie să deschidem undeva ceva. Ok, deci... Ok, Darzel, puteți să stai mai mult dată, sincer. Adică, mă, omule, ce ai găsit tu? Ai găsit o cheie, parcă, nu? Corect? Și ce cheie e aia? Dă-mi-o mie! Nu! Păi da-mă cheia odată! Nu, da! Bă, prostule, hai să facem deja că avem! Suntem de 10 minute aici, prostule, și n-am reușit nimic să facem, Darzel. Hai că oamenii vor să vadă activitate, mă! Unde-i tu? Păi dă mie cheia, omule, că eu nu înțeleg cum te duci tu. Ok, deci am intrat în casă, nu... Bă, tu ai cheia, vino aici, Darzel, aici, aici, prostule, vino! Bă, dar de ce pleci? Unde-i tu? Mamă, nu te mai suportă, Darzel, nu, mă doare spatele deja, hai odată, vino înapoi! Bă, vino mă înapoi, doamne, iartă-mă, Darzel, pot cât de enervant pot să fiu, omule, nimic, nu pot să... Aici, așa, perfect, gata, ce-a cu acesta? Doamne, cât de ciudat arată. Ok. Bă, Darzel, Darzel, ce la? Ai văzut tu? Ce? Nu, ce? Cred că left cutul tu stai, haide. Ok, cutul crouch, tu stai, haide. Smilk to find you. Ce smilk, mă? E cineva pe aici, Darzel. Bă, bă, vine după tine? Am găsit o cheie, am găsit o cheie, am găsit o cheie. Bă, bă, aud pe cineva, mergi pe shift. Bă, e cineva aici, Darzel? Nu, stai ascuns. Nu, nu, mamă, ce, doamne, iartă-mă, ia asta, mă, oameni buni, doamne, ferească sunt, tu, sper că n-am murit. Da, Darzel, eu nu înțeleg ce se întâmplă, e foarte... M-ai luat tu? Tu m-ai luat sau cine? Nu, monstru! Păi și ce monstru? Cine mă duce? Unde mă duce? Ce se întâmplă cu mine? Stai, că nu știu unde am ajuns. Cu medkit-ul, Darzel, poți să mă ajungi cu medkit-ul, dă medkit-ul aici, aici, hai, repede, 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 hai, 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 ajută-mă, ajută-mă, așa, bravo. Cum mă, nu-l ai? Da, și cum îmi dai atunci? Așa, mersi, bravo. Hai, mă, să facem treaba, Darzel, că deja mă doare spatele, nici nu știu cum să stau, sincer, aici. Încerc să stau cât mai relaxat, dar ideea e că sunt foarte multe chestii. Noi trebuie să găsim alea 10 găini, Darzel, ca idee. Și nu știu unde sunt găinile, mă, eu n-am văzut nicio găină. A, mă, Darzel, nu mai fine simțit, hai odată că deja suntem aici de 10 minute, Darzel, și ce spate, mă, hai în casă, repede, trebuie să ajungem să găsim găinile alea, Darzel, cheile și toate chestiile. Dar ideea e că noi am găsit o cheie, Darzel, care era faza cu cheia aia? Chiată, Basmin! Păi da, care e faza cu cheia? Nu am găsit o cheie aici, eu. Da, a venit ăla și mi-a luat-o. N-aș știu, uite, uite un mechit aici, bun, l-am luat, bun, și aici un pix. Da, cheie, am nevoie de cheie, ok, e ușa. Asta e ușa de afară, fii atent, am găsit o lanternă, nu știu. Bă, 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 ia afară, Darzel, ia afară, închid ușa, închid ușa, taci, 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 chiar afară, nu, 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 cred că vine înăuntru, mi-e frică, ce trebuie să, bă, da, trebuie să găsim ceva aici, Darzel, caută repede în casă, omule. Bă, ce crezi că fac? Păi nu faci nimic, exact, eu nu te văd nicăieri. Bă, dar afară, bă, ritual room key, cheia aia, Darzel, te-o găsisem eu unde? Nu știu. Păi eu... A venit o lumină prin față, mi-e frică, stai, bă, găsisem o cheie, dar nu știu unde s-a dus. Ok, gata, fii atent, fii atent, am găsit cheie. Library, nu i-am găsit la library. Nu, ok, de aici, de aici, de aici e library-ul. Am ajuns în library și de aici cred că trebuie să găsești ritual. Ai găsit cheia? Vezi că e ușa undeva acolo. Am găsit... Ai găsit, mă, ritual sau n-ai găsit, mă, Darzel, dar nu te înțeleg, mă, poți să vorbești omule odată. Vai, ce-i pe viață și pe moarte, tu nu înțelegi? Ei, nu-mi pasă. Ei, nu-ți pasă, normal că nu-ți pasă, chiși prost, Darzel, hai, unde ești? Mi-e frică, ia, dar unde ești, omule odată, spune?
spune și mie că nu te înțeleg. Bă, Kitchen King, ai tu ușa aia, dar înțele. Mă, vină, mă, o dată, omule, nu pot să te înțeleg deloc. Ce ai găsit, mă, pa, vin. Pa, unde ești, că nu te vă pă nicăieri, mă, turbesc, dar înțele cu jocul tău. Mamă, tu, au nicu. La a doua, la a doua scară. De ce, doamne, iartă, m-am venit, mă, cu dar înțele să mă enervez aici? Am găsit ușa, Rafael, am găsit ușa The Kids. The Kids, ce ai găsit, dar înțeleg că nu înțeleg. Mamule, vin cu ușa odată. Mamă, mă, eu nu mai suport, sper că totuși merge bine. Că nu știu dacă, nu cred că merge. Hai, uite, deschid aici, dar înțeleg are cheia de la bucătărie. Ce ești așa prost, dar înțeleg, cum adică n-ai tu cheia? Bă, unde ești, omule, înțeleg? Doamne, eu înțeleg, mă. Acum, cobor, acum. Ce cobor, mă, eu mă duc pe WC-ul acum. Doamne, iartă-mă, dar înțeleg, tu unde ești? Unde ești? Eu sunt afară de... Băi, vin afară de tot, dar să le vin afară de tot în momentul ăsta, am zis. Aaa, monstru! Ce monstru, mă, tu unde ești, mă, că nu te înțeleg, dar să le... În casă, băi, bă! Ce în casă, băi, nici măcar... Nu știu dacă episodul ăsta o să fie bun, nu știu dacă o să fie bun, sincer. E și foarte enervant și mi se pare că merge greu de tot, sincer. Nu știu, pe filmare, cred că s-ar putea să meargă greu pe filmare, nu știu de ce. Dar să le... Hai odată, omule, mă, mă ajut, mă, sunt cheie atâtea pe aici, sunt atâtea... Am găsit 5 cheie, Rafael, am găsit Office, Kitchen, Attic și Living Room. Deschide și ușa asta, dar înțele aici. Eu sunt niște... Nu aia, vin aici. Vin aici, nu mai veni, fugi. Vino pe aici, vino sus, mergi. Gata, shift, C, apasă C. Mergi încet. Vezi că sunt niște de ăștia aici. Ai grijă, băi, eu n-am fost aici, de fapt. Nu e asta ușa. Bă, vin și afară, aici afară. Și afară! Vino înapoi, am zis, Darcel! Doamne, vino pe aici! Vino pe aici, pe unde am fost, mă, vino odată! Darcel, mă enervezi, vino, repede! Vino, mă, omule! Mamă, eu nu mai pun nimic, mi-e frică rău de tot, Darcel, hai! Și aici am găsit guest room! Găina! Mă, lasă găina aia, sunt mai multe uși, vino după mine, Darcel! Am găsit încă o găină, lasă-o găinile acum, că nu trebuie să găsești găinile, trebuie să găsești ușile acum. Dar să nu unde ești? Ha, mă, iar te pierd, omule, să fii... Vino, mă, omule, după mine, că iar te pierd, bă, mă, și mă doare spatele, bă, e ce mai prost joc, nici nu pot să-l joc pe ăsta, mă doare spatele rău, de tot îmi ok, bun, vino pe aici, dar să le vină pe aici, că pe aici sunt niște uși pe care trebuie să le deschidem. Nu mai știu pe unde era. Păi da, tu trebuie să le deschidem, mă, omule, dacă zic să fii după mine, tu, mă, dar să le... Mă, omor cu zile, vino aici, deschide ușa asta, deschide odată ușa, că mă doare spatele rău de tot. Trebuie să mai găsim încă 13. Mă, ce e ăsta, mă, locate, mă, ce se întâmplă aici, mă, dar însele, ce e jocul ăsta, mă, frate, pe bune, eu nu înțeleg, Doamne, iartă-mă, e cel mai horror joc, dar e cel mai pro joc, pe bune, adică dacă sta să mă gândesc, chiar este cel mai... Prune. Da, ok, dar, Darcel, bă, ce e ăsta, bă, arde-l cu lanterna, ești acasă, românule. Păi poți să dai cu lanterna? Dă lanterna cu UV-ul. Cu UV-ul poți să arzi ăsta? Păi și fantoma? Da. E undeva pe aici, fantoma, stai, hai aici. Bă, hai tu, deschide. Așa, ok, bun. Medkit-ul aici, medkit. Nu știu ce e. Ce Jerry, mă, dar să gata, încetează, mă. Ok, bun, deci nu intră. Am făcut frunzele. Doamne, cât de prost ești, dar să le ai repede afară. Vino repede, vino pe aici, ține-te după mine, am zis. Ține-te, ok, stai afară, dar tu nu aveai nevoie să ieși afară. Trebuie să mai deschidem niște uși. Vino după mine, bă, hai după mine în continuu să fim la același loc. Hai să vedem ușa asta care e. Ritual room. Ai tu ritual room? Nu are nimeni ritual. Nu am, pe și unde e cheia? Hai, ok, ești prost, dar să le vină după mine. Vino după mine, trebuie să ne ținem urma, că altfel ne pierdem, dar hai că nu ne vedem prin pereți, omule. Nu ești pe Minecraft aici. Hai, vino. Păi nici pe Minecraft nu mă vezi, dar să le vorba vine, depinde și pe ce te joci Minecraft, dar să le, normal. Hai odată, vine după mine, fii atent. Hai prin, pe unde mergem? Hai pe aici pe sus. Ușa asta, care e faza cu ea? Bun, hai tu aici, deschide. Bă! Poliția! Ce? Vorbeți? What? Era muzică. Bă! Ce s-a de mă? În spate tău! Ce e în spate, mă, că nu e nimic în spate? Ieși afară. Bă! Stai, mă! Dă-te la parte, apasă odată! Nu, eu! Ieși! Odată! Așa, gata! Vino repede! Fugi! Bă, mi-e frică! Schimbile toilet!
oameni buni, sper totuși că vă place episodul și că se vede bine pe filmare. Nu știu dacă vă merge bine, dacă sper să meargă bine, sper să vă dă dar mi-e frică de tot. Bă, dar gata, dacă faci cu tremur. Bă, da, merge. Da, bă, da. Gata, mi-e frică. Stai, taci din gură, dar să taci din gură. Ok, hai că am reușit eu. Ok, deci intru aici, nu e nimic, bun. Ok, hai că ies, am plecat din partea asta. Mă duc în partea asta. El s-ar putea să fie pe undeva pe aici. Eu nu vreau să merg pe acolo, eu vreau să ies pe aici. Avem nevoie de bedroom key, tu unde-și Darusele? Eram înăuntru. Unde înăuntru? La ofise. Bă, ia, dacă vii pe lângă mine, unde ești? Ia, ești la ofis? Vine la ofis. Vine acolo. Bă, stai sus. Închide lanterna. Stai în colț, închide lanterna. Nu mai da. Ia, mai e aici? Bine, Gerisu! Taci, cred că e aici! Taci! Nu! Bă, prostule! Bă! Bă! Liniște! Nu, nu, bro, nu te duce! Bă, nu te duce! Bă, ce faci? Bă! Bă, nu vine! Hai, vine repede! Hai, repede! Bă, ai tu cheia? N-ai cheia! Dar de unde luăm cheia la asta? Vino! Bă! Nu! Urcă sus! Vine sus! Mi-e frică, frate, mi-e frică! Vine sus! Bă! Taci! Trebuie să ardă asta cu UV-ul, gata! Am telefonul! Taci! Am ars asta și pe aici, fii atent, am găsit niște găini din nou! Le dau drumul! Le deschid! Nu am cheia! Ethic Kid Key! Oi, sunt pe aici, sunt mai multe chei, bă, tu vino sus, Darusele, că aici trebuie să vii, ți-am să vii după mine, urmează-mă, unde ești? Vin, bă, Iisus, vin! Hai că vii, ce Iisus, bă, Tomni? Ok, am găsit chiar ceva de ritual aici, sincer, că mi se pare foarte ciudat, dar ideea asta... Mamă, ce m-ai speriat! Doamne, ce chestii ciudate sunt pe aici! Uita-mă, fraiere! Sunt chestii ciudate pe aici, vină pe aici, Darusel! Unde? Dar de unde ai găsit etichetul ăla? Știu. Vii după mine sau nu vii, că mă doare spatele. Exact, asta am vrut și eu să zic, dar să le mă doare spatele. Hai odată, unde e? Vino înapoi. Vino înapoi. La găine acolo, mamă, cu ce mamă, omul? Cu dacă. Dar să le place să ai mișto de mine în ultimul hal. Nu vine să cred, hai pe aici, că n-am fost pe aici. Ba da, am fost pe aici, mă ce? Mă stai puțin. Pe și ușa asta? Ok, pe ce trebuie să mai deschidem? Trebuie să mai deschidem ceva, nu înțeleg ce trebuie să mai facem aici. Da, asta eu sunt Darusele. Nu e sunt mai eu, e fix persoana care ne baleargă Darusele, adică pe bune, uitat, nu-mi vine, nu mai contează. Bă, picioarele. Vrei să i pup picioarele? Darusele, vreau să spun ceva. Vino după mine. Hai pe el. N-ai tu pe, deci n-ai tu pe, stai în gură cu el. Ia-te-mă în gură cu el. Hai să te vedem. Ai ușa asta? Nu ai. Bă, cheia. Pe și unde e cheia? Eu am fost, noi am fost prin toată casa, mă, Darusele, și eu n-am găsit nimic. Nu suntem acolo. Kids room. Noi am fost în kids room? Da, am fost. Fii atent, aticul e prin mai multe locuri. Uite cheia. Ce asta? Master room. Păi și care e master room? Asta de aici. Ia. Păi știi, asta e o găină din nou. Și stai puțin. Păi și găinile trebuie să dai cu UV-ul. Oare nu are nicio treabă UV-ul cu găinile. Bun. Ok, ce? Ritual! Fii atent, deschide asta să vedem ce e. Bun, hai ritual, unde era ușa? Unde era ușa, Darusel? Hai că o doare spatele, bă, ce mă doare spatele, pe bune. Păi da, dar unde era ritualul? Ia vino aici. Asta? Vino. Fii atent pe aici, pe undeva trebuie să fie. Vino odată. Pe aici trebuie să fie 100%. Undeva pe aici, dar pe unde era? Pe sus sau pe jos? Hai, jos. Vino aici. Nu era pe sus nimic, măi, vină pe jos, că pe sus am venit noi mai devreme, nu e nimic acolo sus, uite pe aici trebuie să fie, 100% pe undeva pe aici, uite. Dacă nu e aici? Păi dacă nu e aici, o găsim, dar să le la un moment dat, trebuie să o găsim, dar nu știu unde, cred că ne învârtim în cer. Ok, bun, hai să-l ardem pe ăsta, cred că ne învârtim în cer, sincer, nu știu. Ești acasă, okay. Da, am luat unii matavele, amale. Ar trebui să fie pe undeva pe aici, dacă Bă. Bă, lasă-l, Darusel, lasă-l. Bă, vine. Sus, vine repede sus, vino sus. Vino sus, că tu ai aia, Darusele, pe aici ai trebuie să fie pe undeva. Ce cu tine în baie, mă, omule? E mult cu mine în baie. Vino, m-au dat, ieși afară, hai pe aici, hai pe aici pe jos. Nu pe aici. Bă, să mă arăt, babaloșca. Bă, dar ne învârtim în cer, mă, unde era ușa aia? Aici, vino sus. Păi undeva pe sus, dar pe unde o fi oare? Că nu mai înțeleg, nu mai pricep. Vino pe aici. Aici. Bă, vino repede. Unde te-ai dus, bă? Doar, ai zis aici pe sus și unde te-ai dus? Am găsit-o. Ce ai găsit? Că nu te... Unde ai găsit, mă, omule? Unde te-ai dus? Unde te-ai dus, omule, că vreau să fii... Mă, unde te-ai dus, Darusele? Bă, unde te-ai dus, bă, omule? Acasă! Hai, că ești prost, Darusele, știi ceva? Eu cred că... Bă, mă, ce ăsta? Faină... Doamne! Cată, beton, chiu! Unde ești, am zis? Mă, omule, spajul! Acum am urcat sus!
unde sus? Acasă, unde sus acasă? Mă, spa și ultă mine. Mă, dar răsele. Mă, nu te mai supor, mă. Mă, nu te mai supor, mă, pe bune. Nu te mai supor. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Ce lipă? Mă, mă, dau. Doamne, doamne, oamenilor, ajutor. Am nevoie de ajutor. Mă, așa. Și acum ce facem, dar răsele? Vino aici. Ușa asta. Deschide cheia, ce păzești? Așa, și acum trebuie să căutăm găinile, corect? Gata! 10 găini, uite o găină! Păi și cum sacrifici? Și cum sacrifici găina? Mă, ce să te... Mă, dar în sere, bă, tu ești prost rău, mă! Unde ești, mă? Să plantem în cap! Așa, și? Chimini toilet! Este rafa, rafa, rafa! Ce vrei, mă? Unde mă, monstrule, monstrea? Ia vreau, mă, monstrule, unde ești? De ce vrei să găsești monstru, că eu nu te înțeleg? Rafa, rafa! Bă, cine să pas, mă, omule, că te... Rafa, rafa, rafa! Ia, eu și ia, mă, ia. Ia, nici nu te bagă în seamă. Doamne, să nu bagă proști în seamă. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el. O, ce monstru ăsta? Uitați-vă, uitați-vă. Uitați-vă, doar uitați-vă. Doar uitați-vă. Ia de-i mă asta. De-o veu. De-o veu. Ia, ia de-o veu. La la pe prost. 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 Doamne. Doamne, cât doamne. Doamne. Doamne, cel mai prost videoclip din lume. Papa, oameni buni, papa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.